Nu vine să cred că și-o ascult techno. Da, normal că ascult și mă enervează groaznic oamenii care nu le înțeleg. Trebuie să simți muzica. Aia zic, vezi? Scuze. Nu-i nimic. Prieteni vechi? Nu, nu-i cunosc. Ce ciudat. Se bagă și-a seama un pe bune acum. Da, ai văzut tot felul de oameni. O, Alinuță! Ok. Mă rog, în fine, important e că vine vara, vine mergem vara la Sunwaves, doamne, că tot să ne distrăm. Ce mă, Alinuță, la terase, la asta te-ai ajuns, ha? Bă, ce rău îmi pare că n-am o țigară la mine, că mă lipeam sigur, ești de mine. Îi cunoști? Nu, normal că nu. Am Alinuță, nici măcar așa de dragul vremurilor de mult, ha? Dracu, Răzvan! Ce se întâmplă? Dacă vrei, ne mutăm de aici. Nu, e ok. Alinuțo, de fiecare dată când vii să te spovedești, trebuie să mă spovedesc și eu. Da, ok, hai să cerem la ta. Cel mai bine, vină cu aia. Dă-mi. Aoleu, Alinuță, nu-mi spune că iar plătești în natură, că data trecută am ajuns la urgențe cu ei. Hai, hei. Pa, Alinuță. Pe bune? Stai. Ascultă-mă. Trecutul tău nu mă interesează. Nu mă interesează ce ai făcut. Eu nu te judec pentru asta. Serios? Da. Ești sigur? Sunt sigur, ești o persoană atât de specială și vreau să te cunosc mai bine. Mamă, ești un băiat deosebit. Îți spun sincer că nu mă așteptam la asta. Apropo de asta, când te-am întrebat, ce zodie ești? Gemeni. Gemeni? Da. Gemeni? Ce are? Atât de aproape a fost. Adică eu sunt rac, sunt semn de apă, gemenii sunt semn de aer și știi, aerul cu apa nu se prea apucă. Dacă era un vărsător, poate făceam o excepție, dar gemeni! Și luna asta mai e și Mercur retrograd. Gemeni? Hei, ce? Stai, ce? Așa standardele mele! Dacă aveam și o țigară la mine, chiar să fie.